vasile, și de lângă soacră sa. Lasă-mă-i vasile, baba, haide și-o juca. Vin cu toți, vin la sârbă, vine și vasile. Da și baba, după dânsul, stai că merg și eu, bă! Ce te enervează cel mai mult în societatea românească acum? Nu o să răspund la întrebare. Sunt multe lucruri și de ce să încep să spun că ipocrizia sau că nu știu ce, sau corupția sau... Nu, n-are rost. Sunt prea multe lucruri și devin banal și... Fapt este că nu cred să pot pleca vreodată de acolo. Bună, rea, e țara cu care m-am obișnuit, în care am destui prieteni, în care există niște locuri în care mă simt bine și îmi place să merg în alte părți, îmi place să descoper lucruri, dar nu știu dacă aș putea trăi în altă parte. Poate peste 20 de ani, dacă o să fiu în viață, să pot să merg... Știi, ca elefanții aia care se duc încet, încet la... Către cimitirul, da, da, elefanților. Da, da, adică poate că v-aș dori să... Ceea ce înțeleg este că după o anumită vârstă nu mai ești valabil. Ca artist, ca actor, ca regizor, nu știu. Și atunci, de la un moment dat încolo, încep să te copiezi. Și sper să am puterea, când o să simt că se întâmplă asta, să renunț. Au fost și excepții care au confirmat, cumva... regula de care vorbești. E adevărat, dar mă rog, sper să am posibilitatea financiară în primul rând, să mă duc undeva unde să zic că stau liniștit și poate scriu o carte. Sau... Mai vine lumea la teatru din plăcere sau numai ca să fie văzută astăzi? Nu, vine lumea la teatru și acum mă refer la București, acolo unde activez eu. În țară a fost mai ciudat, am avut acum, trebuia să am în martie, noi suntem în februarie 2015, trebuia să am în martie un turneu în mai multe orașe din țară și l-am anulat, pentru că, nu știu, a fost ceva cu organizarea, oricum nu s-au vândut foarte multe bilete, poate cei de la organizare au exagerat, nu-mi dau seama, dar la București e plin. La București e plin, deci cumva este un loc în care lumea umple sările de teatru și oferta e mare, dar o să vedem ce să mai fi. Mulțumesc foarte mult pentru cele câteva cuvinte. Un gând de încheiere pentru românii stabiliți în străinătate. Care e primul gând care îți vine? Da, căldură. În momentul ăsta multă căldură. Pentru că am văzut... Era și un ban cu multă căldură, dar nu cred că... Nu știu. Dar am văzut locul ăsta, am fost la teatrul ăsta acum 5 ani, tot adus de Simona și de Daniel și cu alt spectacol și era mai cald și era plăcut. Mai bine. Și acum m-au pus cumva cu cojoacele pe mine, da? Dar a fost o experiență foarte specială în seara asta. Mulțumesc foarte mult și pe curând. Și eu, George, mulțumesc.